Vacanțele la munte mai scumpe în această iarnă. Hotelierii anunță deja scumpiri din cauza creșterii prețurilor la gaze și energie electrică. Tot din acest motiv și tariful pentru transportul pe instalațiile de cablu ar putea fi majorat. Iarna 2021-2022 va fi probabil cea mai scumpă din punct de vedere turistic de până acum, atât pe plan intern cât și internațional, cred specialiștii. Experții sfătuiesc turiștii să aștepte câteva săptămâni după Revelion pentru vacanță, pentru că atunci prețurile scad, iar condițiile pot fi chiar mai bune. Considerați că în contextul în care toate lucrurile s-au scumpit, un om de rând își poate permite să meargă acum de sărbători într-o vacanță? Nu, e imposibil. E imposibil, adică de-abia reușești de pe o zi pe alta, ce să mai, unde să pleci? Nu ai cum. Stai acasă. Considerați că mersul într-o vacanță a devenit un lux pentru români? Da. Da. Pentru cea mai mare parte. Sunt alții care din asta, cu asta trăiesc, asta fac. Nu poate să-și permită nici să meargă la spital, fiindcă nu sunt medicamente. Nu e nimic, dar în stațiuni sau undeva, chiar nu-și permite, prea puțin își permit, fiindcă virusul atacă numai oamenii de rând, nu atacă și parlamentari, nu atacă deputați, nu atacă nimic, nici în guvern nimic, numai oamenii necăjiți îi atacă. Spuneți dumneavoastră că mersul în vacanță a devenit practic un lux pentru un om de rând. E un mare lux. Cei vaccinați pot călători oriunde doresc ei. Pentru persoanele nevaccinate, situația se complică foarte mult pentru că România este pe lista roșie și va mai sta acolo o perioadă de timp. A face rezervări în extern în momentul de față este destul de riscant. Totuși, există o sumă de state care acceptă clar și știm că vor accepta în continuare testele PCR, o dovadă a trecerii prin boală. Egipt, Zanzibar, Thailanda, dar pe teritoriul Uniunii Europene, va fi foarte complicat să circulăm până la 31 decembrie. Da, de exemplu, eu am fost prin casă de pensii, că altfel n-aveam cum. Dar așa cu banii în mână e mai greu. La jumătate de preț mai merge, dar sunt oameni care își permit chiar și în afară. Înțelegeți? S-a făcut o groapă între bogați și săraci. Suntem din ce în ce mai mult săraci. Nu mai există clasa de mijloc. Acum direct, din bogătan direct jos. Asta e părerea mea. Părerile sunt împărțite, cum de altfel este și firesc, dacă pe de altă parte sunt români care nu își pot permite o vacanță în acest moment. Sunt și oameni care afirmă faptul că da, vor merge în vacanță și în acest an, iar ofertele sunt variate atât pe plan intern cât și pe plan extern. Vă rugăm dacă puteți să ne spuneți care sunt ofertele de sezonul acesta de Revelion. Dacă vorbim de ofertă de Revelion intern, aș putea să spun că principalele oferte sunt pentru destinațiile de munte, unde sunt solicitări, într-adevăr, Poiana, Brașov, Bușteni, Predeal. Prețurile sunt undeva la 4.000-4.500 de lei pentru 3 nopți de cazare, cu plecând de la micul dejun până la pensiune completă. Iar dacă vorbim de străinătate, destinațiile exotice încă sunt la căutare în acest moment. Destinații ca Zanzibar, Seychelles, Maldive sau Dubai, unde prețurile pleacă undeva pentru 7 nopți de cazare, cu un mic dejun, bilet de avion, de la 1.300 de euro. Adică niște prețuri super ok pentru români în general. Și sunt destinațiile care și anul trecut pe pandemie au avut un succes extraordinar. În România, Poiana Brașov are în mod oficial 4.000 de locuri de cazare și dacă ne bazăm pe statistica ultimelor sezoane de iarnă, puține rămân libere de Revelion. Chiar dacă unii hotelieri scumpesc serviciile turistice în această perioadă anului.